Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. În urma alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, în Parlamentul de la Chișinău a acces cel mai mare număr de femei din istoria Republicii Moldova. Peste 25%, numărul mare de femei care au acces în Parlament se explică și prin faptul că la acest scrutin parlamentar a fost aplicată în premieră legea cotei de gen. Adică liderii formațiunilor politice erau obligați să se asigure că ponderea femeilor pe listele electorale depășește cifra de 40%. Cât de dornice sunt femeile din Republica Moldova să se implice în politică și în procesele decizionale, aflăm în timpul emisiunii de astăzi și discutăm împreună cu fosta vicepreședinta Parlamentului, doamna Liliana Palihovici. Bună seara, bun găsit! Bună seara! De asemenea, împreună cu noi este și doamna Ioana Vădani, șefa Centrului de Jurnalism Independent din România. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! De asemenea, alături de noi este și doamna Catrina Mardarovici, șefa Clubului de Presă a Femeilor 50 plus 50. Bună seara! Politic, bună seara! Bună seara, doamna Mardarovici! Așadar, doamna Palihovici, vom discuta, bineînțeles, și despre felul în care pandemia a afectat rolul femei în societate, dar pentru început aș vrea să discutăm despre modul în care femeile din Republica Moldova se implică în politică și în procesele decizionale. Vedem în guvernul de la Chișinău avem acum 3 femei, în Parlament din 101 deputați avem 25 de femei. Ce le determină pe femeile din Republica Moldova să aibă o atitudine mai reticentă față de o carieră politică? În primul rând vreau să mulțumesc TVR Moldova că pune în dezbatere public acest subiect, nu doar în an electoral parlamentar sau în an când avem alegeri generale locale, fiindcă altfel schimbarea nu o poți obține dacă nu discuți continuu acest subiect și nu continui să aduci argumentele în favoarea susținerii implicării femeilor în procesele decizionale și în activitatea politică. Dacă ați menționat că după alegerile parlamentare din 2019 am avut un rezultat record de reprezentarea femeilor în Parlament, da, dar este mult sub așteptările noastre și mult sub angajamentele pe care și le-a asumat Republica Moldova. Prin legislația pe care a adoptat Republica Moldova, prin acordurile și convențiile internaționale sub care a subscris, Moldova s-a angajat să aibă cel puțin 40% din funcțiile de conducere ocupate de către femei. Avem femei suficient de pregătite în Republica Moldova, suficient de active, dar din punctul meu de vedere, mecanismele care încurajează și susțin implicarea femeilor în acest proces încă sunt slab dezvoltate și nu totdeauna puse în aplicare corect. Ați vorbit mai devreme și despre faptul că pentru prima dată a fost aplicată prevederea cotei de gen în alegeri parlamentare și tot în 2019, în toamnă, pentru prima dată a fost aplicată cota de gen în alegerile generale locale. Iarăși, creșterea nu a fost cea pe care noi ne-am dorit, fiindcă au mai rămas anumite elemente în legislație care permit la o anumită etapă să fie evitată cota de gen. Deci, acest lucru l-am constatat atunci când monitorizam alegerile generale locale din toamna lui 2019 și am avut două raioane pilot în care am urmărit cum femeile se implică în campanie electorală. Am monitorizat 84 de femei care s-au înscris în cursa electorală pentru funcția de primar în aceste două raioane și ce am constatat? Că la o anumită etapă partidele politice au făcut modificări în listele candidaților pentru funcția de consilier sau consilieră locală sau raională. Deci legea le-a permis să nu respecte cota de gen, dacă i-au obligat să respecte cota de gen și plasarea pe listă a candidaților femei și bărbați, atunci legea nu spune nimic ce se întâmplă atunci când partidele au dreptul să facă ultima modificare înainte de ziua alegerilor. Și iată, acolo au fost înregistrate mai multe cazuri care au defavorizat participarea femei în cursa electorală și aceasta a demoralizat multe femei care s-au implicat activ, au făcut campanie activ, au avut foarte multă lume care le-a susținut și la un moment oamenii care au votat știind că femeile astea sunt pe locuri eligibile s-au pomenit după alegeri că ele nu sunt în
listele consilierilor aleși, chiar dacă ar fi trebuit să fie. Și astfel de tertipuri se mai găsesc și cred că prin discuții publice punem presiune pe actorii care iau deciziile în Republica Moldova să facă toate modificările necesare în actele normative și legislative pentru a nu lăsa spații de interpretare și elemente care descurajează implicarea femeilor în procesele decizionale și în activitatea politică. Da, vreau să o întreb și pe doamna Mardarovici. Doamna Mardarovici, din punctul dumneavoastră de vedere, de ce vedem o atitudine reticentă a femeilor când e vorba de o carieră politică? Este vorba de atitudinea bărbaților sau în general de atitudinea societății, care din păcate în Republica Moldova este încă profund patriarhală? De obicei este un complex de cauze. Și reticența femeilor, și atitudinea bărbaților, și tot ce se întâmplă în societate. Pentru că noi suntem norocoși, în Republica Moldova avem capital intelectual feminin chiar mai mult decât al bărbaților, pentru că 60% din persoanele cu studii superioare în Republica Moldova sunt femeile. Dacă urmărim ce se întâmplă în școli, chiar și în facultăți, veți vedea că femeile sunt mari activiste, sunt implicate în tot felul de activități în școală. Și ce se întâmplă că nu le avem tot la fel, să zicem, de active sau prezente în activitățile politice. Pentru că, de fapt, această reticență vine și din faptul că noi suntem în secolul 21, suntem în 2020. Femeile nu mai acceptă astăzi ca să alerge în campanie electorale, să frământe glot, să muncească pentru partide și să le se ofere un loc la coada listei. Ele sau sunt tratate cu respect și munca lor pe care o fac în decursul anilor, aducând membri de partid, organizând activități, se pune în valoare în cadrul partidelor și ele sunt promovate așa cum o merită, sau ele le spun domnilor lideri de partid, doamnelor, la revedere, așa nu accept să fiu tratată. Deci femeile au început să-și impună respectul, să impună respect în cadrul partidelor. Noi am avut în cadrul unui seminar, femeile din raion au spus următorul lucru, mi s-a părut foarte important. Nu partidele ne fac nouă imagine. Noi venim și aducem plus valoare partidelor, pentru că noi suntem profesioniste. Noi avem o carieră, noi avem deja o imagine creată în societate. De aceea trebuie și așteptăm să fim tratați ca atare. Sigur că viața politică este dură, ea îți mănâncă mult timp din timpul personal, iar pentru femeile, tinerele femei, este destul de complicat, pentru că să nu neglijăm acest stereotip că îngrijirea copiilor, grija de copii, a familiei, în caz că avem familia alărgită, părinți, rămâne în continuare pe umerii femeilor. Dar noi trebuie în același timp să apreciem ce se întâmplă în Republica Moldova. Faptul că avem două instrumente, și eu le zic foarte importante, care vor duce la schimbări pe care noi să le simțim, acea cu cota de reprezentare de 40% și plasamentul pe locuri, și a doilea instrument este finanțarea partidelor la bugetul de stat. Aceasta va reduce importanța celor care vin pe ultima sută de metri cu bani la partid și ei devin mai valoroși decât cele care aleargă ani de zile pentru a construi un partid. Și eu cred că aceste două instrumente foarte importante, care trebuie să aducă la un echilibru de gen în structurile
în primul rând, ale partidelor politici și apoi, ca și consecință ale structurilor politice din țară și structurile decizionale, ele deja încep. Sigur că nu așa cum ne dorim noi, dar încep să aducă rezultate. Da, doamna Vădani, știm că România stă puțin mai bine în comparație cu Republica Moldova la capitolul egalitate de gen, totuși România în comparație cu statele Uniunii Europene are restanțe la acest capitol. Cum a reușit statul să promoveze femeile în politică? Ați deschis un subiect extrem de sensibil, pentru că aș vrea să fac o distinție pe care au făcut-o și antevorbitoarele mele. Una este să ai legislația și aparatul în necesar aplicării ei, și alta este să faci societatea să funcționeze în baza acelor principii. România are într-adevăr cel mai mic pay gap din Uniunea Europeană, deci diferența dintre salariul femeii și salariul bărbatului la muncă egală. Dar asta nu ne spune foarte multe lucruri. E un lucru important, dar nu ne spune multe despre cum funcționează de fapt societatea din România. Noi nu avem cote de gen. Pe de altă parte, cred că dincolo de o reprezentare onestă și care să respecte realitatea statistică a femeilor în organele de conducere, cota de 40% mi se pare, a Moldovei mi se pare foarte generoasă. Noi avem și, din păcate, experiența lipsei de merit în astfel de promovări. Dacă ne gândim un pic la guvernarea anterioară, am avut o femeie prim-ministru, am avut femeie ministru de interne, am avut femeie ministru sănătății, am avut femeie la Ministerul Educației și așa mai departe. În perioada acestei structuri de guvernare, și mă refer aici la gen, nu neapărat la orientare ideologică, sub conducerea primei femei la Ministerul de Interne, am avut cele mai dure lupte de stradă din ultimii 25 de ani, deci dacă lăsăm deoparte perioada 90, când au venit minerii, au fost cele mai dure confruntări de stradă. Trupele de ordine fiind comandate de această femeie, aflăm acum din declarațiile fostului prim-ministru, fostei prime ministre, că a fost în general exclusă de la discuțiile care se refereau la finanțarea partidului și la finanțarea și la crearea bugetului țării. Deci, cum spuneam, există o diferență între a promova femeile și, într-adevăr, a le da puterea de a face lucruri. Simplu fapt că avem femei în funcții de conducere nu înseamnă neapărat că ele au și puterea. Dincolo de aceste aspecte sunt, cum spuneam, cele legate de societate. La noi este, aș vrea să pot să-i spun, un scandal, dar nu este un scandal pentru că informația, deși circulă, nu a stârnit nicio reacție imediată, legat de modul în care sunt judecate procesele de viol împotriva minorilor. Victimele sunt în general fete. În cele mai multe cazuri, și vorbim aici de o majoritate covârșitoare, 3 din 4, deciziile, sentințele judecătorilor sunt de act sexual cu minor, nu de viol, ceea ce presupune că victima a consimțit sau a provocat fapta. Vorbim de copile de 5, 6, 10, 12 ani, care, conform sentințelor, ar fi consimțit la acte sexuale cu bărbați de 30, 40, 50, 60 de ani. Deci genul acesta de gândire că undeva femeia este
sursa tuturor relelor sau este vinovată sau a făcut ea ceva, este în continuare prevalentă în gândirea românească. Avem un sondaj care ne îngrijorează foarte tare, conform căruia aproape 40% din cei intervievați consideră că violul este justificat în anumite condiții. Deci această violență societală la adresa femeii este în continuare foarte, foarte prezentă și nu ne putem aștepta la evoluții extraordinare în zona politică sau administrativă, atâta timp cât oamenii gândesc că femeia este ea vinovată de ceva. La un moment dat face ea ceva. Da, discutăm mai târziu și despre violența asupra femeilor. Doamna Palehovici, vă iați să interveniți cu comentarii. Da, doream să comentez un pic referitor la ce a spus doamna Mardarovici, rolul femeii sau rolul familiei în momentul când o femeie ia decizia de a se implica în activitatea politică și în procesele decizionale sau de a candida pentru o funcție publică. Da, este important rolul familiei, susținerea familiei, dar după rezultatele monitorizării, iarăși mă întorc la situația femeilor care au candidat în cele două raioane, 98% din ele erau femei căsătorite, femei care aveau copii, care creșteau copii singuri sau în cuplu. Deci această cifră îmi spune că existența copiilor și a familiei nu este un impediment pentru femei de a se implica în activitatea politică și îi dau mare dreptate doamne Vădănică, un rol imens în promovarea femeii în procesele decizionale îl are atitudinea societății față de femei, stereotipurile existente și deci aici este elementul la care trebuie să muncim și să facem mai multă educație pentru excluderea oricăror forme de discriminare și de stereotipuri față de femei. Dacă analizăm iarăși răspunsurile femeilor, de ce nu s-ar implica în activitate politică sau nu s-ar înregistra în calitate de candidată într-o campanie electorală, deși este activă, cunoscută, respectată în comunitate? Răspunsul este că este foarte mare probabilitatea de a fi bârfită în localitate. Fapt care o face, o duce într-o stare psihoemoțională care nu-i permite cu inima deschisă să se implice în acea campanie electorală. Aspectul de educație a societății poate fi promovat, schimbat și cu o mai mare implicare a presei. Dacă presa ar reflecta mai des aceste subiecte, dacă ar pune în dezbatere publică cu participanți cu opinii contradictorii, atunci picătură cu picătură vom aduce schimbarea pe care noi ne-o dorim. Total de acord cu faptul că ne dorim o participare reală a femeilor, nu participare de fațetă, doar să avem un anumit număr de femei pe care ne-l dorim. Nu, ne dorim ca femeile care ajung în funcțiile publice să fie activ implicate și cuvântul lor, votul lor să conteze și să influențeze deciziile în direcția potrivită. Deci, organizația pe care astăzi o reprezint se ocupă de încurajarea, susținerea, instruirea femeilor pentru participare în campanie electorală, dar nu numai. Noi lucrăm cu ele și după alegeri pentru a le ajuta să fie promotoarele bunei guvernări și a unei guvernări de calitate, politici publice de calitate care schimbă atitudinea cetățeanului și față de femeia care conduce și față de ceea ce înseamnă autoritatea publică. Doamna Palehovici, dar deși dumneavoastră promovați implicarea femeilor în politică, dumneavoastră ați renunțat la o carieră politică. V-a dezamăgit situația politică din Republica Moldova de ați renunțat? Deci, eu sunt ferm convinsă că fiecare din politicieni care ajung și în Parlament nu se duc acolo pentru toată viața lor. Mai trebuie să facă pauze în cariera lor de deputat.
deputate, deputați, miniștri și miniștri, și să încerce să înțeleagă ce lipsește și ce pot schimba în societatea în care trăiesc ei. Asta este și unul din elementele care m-a făcut la acea etapă să iau decizia pe care am luat-o, dar nu să mă dezic de la valorile pe care le-am promovat fiind în Parlament și pe care le promovez și acum, și de la convingerile mele că o societate este cu adevărat democratică, este bine condusă atunci când avem o diversitate de opinii, atunci când interesele și necesitățile tuturor grupurilor sociale sunt reflectate în politicile și deciziile luate de cei care guvernează. Da, continuăm să discutăm despre implicarea femeilor în politică. Doamna Mardorovici, iată, la data de 24 februarie am avut alegeri parlamentare, au avut loc aceste alegeri în baza sistemului mixt de vot. În ce măsură acest sistem electoral a favorizat sau a defavorizat implicarea femeilor în politică? Conform cercetărilor și studiilor existente pe care le cunosc eu din diferite țări, nu la noi neapărat, deci sistemul mixt nu favorizează promovarea femeilor. De ce? Și asta s-a dovedit și în Republica Moldova, pentru că femeile care au fost aleasă pe circumscripție, numărul lor a fost mult mai mic. Pe de altă parte, au candidat un număr destul de important de femei, sigur că pe circumscripții unde partidele respective nu aveau șanse mari să câștige. Și acest lucru se întâmplă nu numai în Republica Moldova. Am vizitat multe țări și știu că acest lucru se întâmplă și acolo. Deci femeile obișnuite sunt promovate, înaintate pe circumscripțiile cu șanse mai mici pentru partid. Pe de altă parte, eu mă bucur ce am văzut la alegerile din anul trecut, că a crescut și este foarte diferită vocea femeilor care se implică astăzi în politică. Ele erau mult mai sigure pe ele. A apărut această solidaritate un pic, ea este așa încă timidă între femeile chiar de la diferite partide politice, însă vocea lor a fost mult mai auzită decât și văzută și eu am fost mândră pentru ele, trebuie să recunosc. Da, doamna Palihovici, totuși acest sistem mixt încurajează într-un fel femeile. Am văzut femeile care candidau pe circumscripții aveau dreptul să colecteze mai puține semnături, de exemplu, în raport cu bărbații. Deci, eu împărtășesc opinia Catincă că sistemul mixt nu încurajează și nu favorizează femeile în campania electorală nici sub o formă, și care sunt elementele cheie. În primul rând, pornim de la faptul că trăim într-o societate profund stereotipizată. De a vota pentru o femeie, mai foarte des veți auzi în Moldova că, păi, las-o mai bine să stea acasă, las-o mai bine să aibă grijă de copii, ei, ce pricepe o femeie, ce înțelege ea, dar atunci când sunt momentele dificile pentru comunități, pentru vedem că femeile sunt activ implicate, dacă fac și o paralelă cu perioada de COVID, analizați cine sunt pe prima linie. Da, discutăm mai târziu și despre femeile în pandemie. Majoritar femeile. Un alt aspect de ce sistemul mixt nu încurajează, femeile au mai puțin acces la resurse financiare care îți trebuie îndeajuns să le ai pentru a face o campanie bună într-o circumscripție mare și pentru a reuși să vizitezi toate localitățile, să ajungi la fiecare locuitor votant cu materiale informaționale sau să ajungi fizic prin careva întâlniri. Dar în ceea ce ține de mai puține semnături, aceasta nu înseamnă nimic. Dacă tu pretinzi să obții un număr maximal de voturi în acea circumscripție, la ce te-ar ajuta pe tine că aduni 200 sau 300 de semnături pentru a te înregistra, iar un bărbat adună 500. Nu cred că este în general neapărat ca tu să aduni semnăturile pentru a te înregistra în campanie electorală. La fel, condiția aceasta este pusă nu doar în sistemul mixt, ea este pusă și pentru candidații ce doresc să se înregistreze
în calitate de candidați independente în alegerile generale locale, ceea ce nu este corect din punctul meu de vedere și nu pune în condiții egale toți candidații. Deci, în general, sistemul mix nu favorizează implicarea femeii în politică și obținerea rezultatelor pe care ni le dorim noi de implicare a femeilor și în special când vorbim despre colectarea de semnături, este un element pe care am putea și să-l evităm, să-l excludem din legislația națională. Da, doamna Vădani, dar iată, vorbea doamna Palihovici despre stereotipuri. În ce măsură presa promovează aceste stereotipuri de gen? Nu spun niciun secret și niciun lucru neașteptat atunci când afirm că presa este unul dintre promotorii stereotipurilor de gen și în România, cu siguranță și în Moldova și de fapt peste tot în lume. Și aici stereotipurile cele mai vizibile sunt cele legate de rolurile de gen. Femeia trebuie să fie ori frumoasă și apetisantă și atunci este obiectivată, într-un fel este transformată într-un obiect, ori este mamă iubitoare și dedicată trup și suflet familiei. Și al treilea rol este probabil, sau al treilea, cel mai frecvent rol în care apare în presă femeia este cel de victimă. Ceea ce se neglijează într-un fel, și ați făcut aluzie la perioada pandemiei și sper să ajungem să vorbim despre lucrul acesta, este contribuția socială prin muncă a femeii. În România, cam 30% din antreprenori sunt femei. Atunci ar trebui, când vorbim de economie sau de jurnalism economic, să vedem în mod proporțional, cam 30% din articole despre companiile conduse de femei sau despre rolul femeilor. Din păcate, această gândire stereotipică asociază mediul de afaceri cu bărbații. Chiar și atunci când vorbim despre femei în zona de afaceri, suntem tentați să le vedem mai degrabă ca pe niște excepții, să ne bucurăm uimit de succesele lor, iată, domne, o femeie a reușit, când de fapt femeile, cum spuneam, duc cam o treime din economia privată a României. Dar dacă vorbim de mass media, trebuie să facem o paranteză și să ținem cont de faptul că mass media tradiționale, așa cum le-am învățat noi, radio, televiziune, ziar, își pierde din audiență și prin aceasta din influență. Tot mai influente devin platformele sociale, iar acolo stereotipurile zburdă liber. Acolo vedem, de fapt, cum gândește societatea, chiar cu toate bemolurile pe care le punem. Că există oameni mai vocali, că de regulă cei nemulțumiți sunt mai vocali decât cei mulțumiți și așa mai departe. Cu toate acestea, cel puțin pentru România, Facebook-ul este o matcă de stereotipuri la adresa femeii. Da, și în Republica Moldova se întâmplă același lucru. Dacă ar fi să discutăm și despre rolul femeii în contextul acestei crize pandemice pe care o parcurgem, doamna Palihovici, am citit recent un studiu potrivit căruia statele care au la cârma țării femei gestionează mai bine această criză COVID. Cum se explică acest fenomen? Sper că am explicație, dar înțelegerea mea este că deciziile
sunt luate din altă perspectivă, sunt analizate problemele mai complex decât analizăm noi astăzi și aceasta dă rezultate. Trebuie să vedem impactul acestei pandemii asupra societății atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Impactul social nu prea cred că se analizează atât de profund în Republica Moldova, că dacă s-ar analiza mai profund, acțiunile care ar fi întreprinse cu bătaie lungă ar fi altele decât le avem astăzi. Eu cred că după această pandemie vom avea și categorii noi de persoane defavorizate care mai mult vor include femeile, fiindcă și în Moldova marea majoritate a femeilor sunt cele care activau în domeniul Horeca. Marea majoritate a femeilor activează în domeniul sănătății, în domeniul social, care au fost grav afectate de către pandemie și de către acțiunile de izolare, iar aceasta aduce un val mare de sărăcie pe timp lung asupra femeilor. Chiar dacă vorbim și de medici, cei care sunt pe prima linie implicați în tratamentul pacienților de COVID a trebuit să treacă ceva timp până au obținut tot echipamentul necesar pentru a face față acelor probleme și sper că acum lucrează în condiții mai bune decât la începutul pandemiei. Aceasta a dovedit că statul nu s-a gândit, nu și-a dezvoltat strategiile corecte pentru situații pandemice, ceea ce trebuie să ne învățăm lecția. Un alt element foarte important este că femeile care sunt implicate în domeniul serviciilor și în domeniul micului business, toate și-au închis afacerile și au ajuns în situații când ar trebui să ceară indemnizație de șomaj, care nici într-o formă nu le ajută. Vorbesc de o altă categorie de femei care sunt medici nespecializați pe domeniul de tratare a bolilor respiratorii, deci care astăzi sunt în concediu din cont propriu. Aceste femei, acești specialiști, cu ceva trebuie să trăiască pentru perioada pandemică. Deci este un aspect pe care nu prea regăsesc în deciziile luate de către guvern pentru a susține și a încuraja această categorie de femei. Dacă este să vorbesc de sistemul educațional, unde fiecare din Moldova știe că bărbați sunt foarte puțin implicați în sistemul educațional din Republica Moldova și cum sunt femeile din acest sistem afectate. Multe din ele sunt puse în condiții să muncească, să facă lecții, fără a avea o dotare tehnică, fără a avea o remunerare potrivită care le-ar putea permite acest lucru. Deci eu văd impactul acestei pandemii încă mult timp după ridicarea tuturor interdicțiilor și atunci când sperăm să avem în curând o stare când nu vom avea o tendință pozitivă a creșterii persoanelor infectate. Dar deja am întârziat cu răspunsul pentru a preveni situații de sărăcie gravă printre femei de diferite vârste. Sunt femeile tinere care în această perioadă nu își pot găsi de lucru. Sunt femeile bătrâne care nu au acces la serviciile medicale necesare din cauza diferitor patologii de care suferă. Sunt persoanele care au nevoie de asistență și nu pot primi această asistență din motivele de izolare și așa mai departe. Deci vedem că problemele pe care noi până acum auzim, sunt doar cele la suprafață, așa, care se văd cu ochiul liber. Dacă analizăm un pic straturile de mai jos ale problemei, cu regret vom găsi multe, multe dificultăți care ne așteaptă să le soluționăm în perioada următoare. Am înțeles. Doamna Mardarovici, în ce măsură avantajează sau dezavantajează această criză pandemică femeile? Așa cum a spus doamna Paliuhovici, cel puțin deja la etapa asta se vede că femeile au fost dezavantajate foarte mult. Ca să revin la un element din sistemul educațional, femeile constituie aproape 90% din profesori. Li s-a cerut și s-a propus să facă acele tehnologii informaționale, lecții online. Dar
trebuie să mai facem un studiu și să vedem. Le-a plătit statul internetul, telefoanele mobile de la care au sunat, le-au asigurat cu numere de telefoane pentru ca ele să nu cheltuiască resursele proprii. Știu că o mare parte din profesori au cheltuit în această perioadă resursele proprii, pentru că statul nu a fost pregătit pentru o astfel de școlarizare, de educație, să zicem, a copiilor. Același lucru s-a întâmplat și se întâmplă și în sistemul de sănătate. Dar voi reveni la o problemă foarte importantă. Închiderea și lecțiile online, închiderea grădiniților, lecțiile online au pus o presiune extraordinar de mare și cu cine doresc, discut eu în majoritatea cazurilor, femeile au fost cele care au asistat copilul pentru aceste ore online. Putea această mamă să lucreze la distanță, la serviciu, să fie acasă? Nu putea. De ce? În continuare, cred că femeile care au copii până la vârsta când ei trebuie asistați, ele suportă o povară în plus și aceasta este o barieră serioasă pentru a se implica inclusiv în viața politică. Dacă nu avem grădinițe suficient, dacă nu avem servicii pentru că să se ocupe, pentru că avem această pandemie și acest subiect, această povară care a fost pusă în majoritatea cazurilor pe umerii femeilor în perioada pandemiei, este în multe țări. Eu voi aprecia, am auzit și câțiva tați care au asistat zi de zi copiii ca să facă temele, ca să facă, să se pregătească, ca să-i ajute să poată participa online la lecții. De asta, bineînțeles că una a fost cheltuieli pentru profesori, cheltuieli resurse personale, pentru părinți, că nu, femeile nu au putut să mai fie angajate la distanță de acasă, pentru că de fapt erau angajate ca un fel de profesoară de acasă care trebuia să-și asiste copilul. Și doi, avem un șir de femei care și-au pierdut locurile de muncă și nu a fost prevăzut un sistem de asistență. Cu regret, Republica Moldova nu a gândit până în prezent un sistem de asistență socială atât pentru femeile din micul business, pentru că și în Republica Moldova avem un număr semnificativ de femei implicate în micul business. Li s-a dus totul așa, să zicem, pe râpă și investițiile și tot ce au pornit. Nu avem asistență. Cred că în câteva luni vom asista la apariția unor probleme mai foarte serioase cu care se vor confrunta în majoritatea lor femeile. Deci eu am apreciat foarte mult și programul Națiunilor Unite pentru femei și alte fundații și Uniunea Europeană, că sunt îngrijorați și își propun și elaborează strategii de a interveni pentru a acorda susținere ca aceste persoane să nu lunice pe pista sărăciei. Știți foarte bine, acolo alunicat ești foarte greu. De aceea aceste programe sunt foarte importante pentru a le menține să se relanseze de nou, să putem merge la serviciu, să vedem cum deschidem școlile, cum deschidem grădinițele, ce vom face cu copiii noștri. Pentru că acolo unde sunt mai multe resurse, acolo unde au părinții alături și sunt un suport extraordinar, pe de altă parte sunt îngrijorați ca să nu-și molipsească acești părinți pensionari de coronavirus, pentru că ei fac parte din grupul vulnerabil. Iată, avem un gem
de probleme care, de fapt, femeile sunt lăsate față în față cu acest ghem să vadă ce face, ce fac cu ele. Eu sper că vom găsi soluții, deși nu sunt chiar atât de optimistă. Gestionarea pandemiei în Republica Moldova, am o părere așa. Bărbații vor ieși de la guvernările astea și din perioada asta, vor ieși cu putere și bani. Femeile care, pe umerii cărora a fost pus gestionarea din perspectivă socială și sănătate, vor rămâne cu sănătatea așa, știrbată, cred că și imaginea. De ce? Pentru că, cu regret, așa numitul guvern tehnocrat nu e chiar tehnocrat, în sensul că miniștrii sunt și politicieni. Și unii din ei exploatează și fac multă politică, iar doamnele în funcții, ele chiar au luat în serios și încearcă să rezolve problemele, numai că rezistența, eu consider în interior, este foarte mare și o presiune foarte mare inclusiv a femeilor și voi spune drept a doamnei ministre a sănătății și muncii și protecției sociale. Da, doamna Vadanie, cum trec femeile din România prin această criză pandemică? Femeile din România sunt foarte asemănătoare cu femeile din Moldova. Sistemele noastre sunt la fel foarte asemănătoare. Profesia medicală este puternic feminizată, educația este puternic feminizată și acestea au fost două dintre profesiile de primă linie atunci când a venit vorba de presiuni. Chiar vorbeam la începutul stării de urgență, se tot vorbea și în mass media, apropo de stereotipuri, de medici și asistente. Deci rolurile erau foarte bine definite și la nivel lingvistic. Întâmplarea nefericită a făcut ca primele cadre medicale care au decedat în urma îmbolnăvirii cu coronavirus au fost o femeie medic și un bărbat asistent. Deci soarta într-un fel ne-a aruncat aceste stereotipuri lingvistice fiți în față și ne-a făcut să ne gândim dacă este corect cum acționăm. Într-adevăr, pe sistemul medical, așa cum au spus și doamnele înaintea mea, presiunea a fost foarte mare. În învățământ am avut parte de aceeași transformare forțată, nici nu pot să-i spun transformare, că aceea presupune un proces, ci o schimbare, practic, de la o zi la alta, trecerea de la analog la digital, la cerința de a face acele cursuri online într-o țară care până înainte de pandemie considera că internetul este mai degrabă un pericol pentru copii decât un mijloc de educație. Deci la noi presiunea pe sistemul educațional a fost foarte puternică pentru că i-a forțat pe profesori să schimbe paradigma, dincolo de schimbatul obiceiului și deprinderea de noi abilități. Ce aș mai putea spune este că nu suntem singuri pe lume în situația aceasta. Citeam acum câteva zile o știre referitoare la numărul femeilor din zona cercetării în perioada pandemiei. Articolele științifice depuse de femei în perioada pandemiei, numărul acestor articole a scăzut comparativ cu perioada anterioară și comparativ cu articolele bărbaților, ceea ce într-adevăr ne duce cu gândul că într-un fel, femeile au fost mai afectate de zona de perioada de izolare, de lockdown, ceea ce numim noi lockdown, atunci când îndatoririle lor profesionale
au intrat în coliziune cu îndatoririle lor familiare, probabil. Dar, cum spuneau și colegele noastre de platou, e nevoie de cercetare pentru lucrul acesta, pentru că altfel avem doar instantanee a ceea ce, ce s-a întâmplat. Da, doamna Palehovici, vorbea doamna Mardarovici despre gestionarea crizei COVID în Republica Moldova. Totuși vedem în țara noastră zilnic se înregistrează extrem de multe cazuri de îmbolnăviri, în timp ce în alte state numărul este în permanentă descreștere. Unde greșește Republica Moldova în gestionarea acestei crize? Poate va părea banal, dar voi vorbi despre importanța activismului social a fiecărui din noi, atitudinea fiecărei persoane. Deci medicii ne pot ajuta atunci când ajungi în situație complicată la care este de dorit să nu ajungi. Decidenții iau decizii care ar trebui să prevină, să ajute, dar fiecare din noi purtăm o mare responsabilitate pentru a curma lanțul ăsta de transmitere a virusului. Ce facem noi ca cetățeni, ca persoane, ce atitudine avem? Suntem responsabili social sau mai puțin responsabili social? Săptămânile precedente s-a discutat mult și contradictoriu și mai agresiv cu tonalități ridicate despre legea cu privire la organizațiile neguvernamentale. Da. Deci astăzi în Republica Moldova, în procesul ăsta de informare, educare cetățeanului, de susținere cetățeanului afectat de COVID, o joacă organizațiile neguvernamentale, pe care, de fapt, statul nu prea dorește să le recunoască, să le aprecieze la justa lor valoare. Deci, aceleași organizații permanent muncesc pentru a spori activismul civic și atitudinea fiecărui cetățean față de oamenii cu care trăiești într-o comunitate. Deci, ce ne lipsește, ce facem noi greșit, nu punem preț. Și nu am pus preț în perioadele când a fost bine, nu am avut pandemii și nu, pe educarea cetățeanului și a spiritului civic. Atunci când tu știi că poți ajuta pe cineva să prevină o infectare, fă-o, nu privi indiferent dintr-o parte. Deci dacă la începutul pandemiei oamenii au, și liderii de opinie au venit cu mesaje destul de activ, acum când au urmat deciziile Comisiei despre relaxarea unor măsuri, vedem că parcă s-a relaxat și societatea. Masca o poartă și nu o poartă, cum o poartă nu le ajută deloc. Dacă la început aveai mai des, auzeai mesajele adresate persoanelor în vârstă, stați acasă, noi vom veni, vă vom ajuta, vom aduce ce trebuie. Acum, de când un pic au fost relaxate toate măsurile, se consideră că virusul a plecat. Nu. Pericolul a rămas chiar mai mare decât la începutul pandemiei și ceea ce face Republica Moldova greșit, a făcut mult mai devreme de pandemie. Nu a lucrat în promovarea spiritului și activismului civic al cetățenilor. Deoarece se cam tem cei care guvernează de activismul civic. Dar un cetățean activ, informat, educat, dă o garanție viitorului țării, dă o garanție de mobilitate în situații complicate, cum sunt cele prin care trecem acum. Din punctul meu de vedere, deciziile nu totdeauna duse până cu mecanisme dezvoltate până la capăt, ca vis-a-vis de depășirea pandemiei, decizii luate de către autorități, ei sunt un element care ne duc la situația pe care o avem, și al doilea element important este atitudinea fiecărui cetățean. Deci gândul că sunt tânăr și pe mine asta nu mă afectează, trebuie să dispară din capul fiecărui tânăr. Fiecare trebuie să înțeleagă că este un virus care nu alege vârstele și pot apărea complicații indiferent de la ce vârstă ești. Știi, important este să te protejezi. Faptul că
nu se promovează suficient mesajul ce ar trebui oamenii să se facă și într-un limbaj pe înțelesul oamenilor. Nu totdeauna limbajul în care sunt transmise mesajele sunt pe înțelesul oamenilor din diferite grupuri sociale și aceasta îi face să nu ia atitudine față de pericolele care se întâmplă. Ce urmează să facem noi? Să fim mai activi, să fim mai toleranți, să fim mai implicați în dezvoltarea comunităților și a țării noastre. Asta ne poate ajuta și acum și în viitor. Doamna Palihovici, dar iată, am vorbit despre faptul că această criză pandemică afectează în special femeile. Pe perioada pandemiei s-au întețit cazurile de violență asupra femeilor. În același timp, Republica Moldova a semnat celebra convenție de la Istanbul, dar iată, care tot nu ajunge să o ratifice. De ce se tergiversează acest proces atât de mult? Da, a fost un moment pe care mi-a scăpat să-l menționez, că în perioada pandemiei și în special în perioada de izolare a crescut incidența violenței domestice, ceea ce regretăm și ne-a demonstrat că trebuie să dezvoltăm în viitor serviciile care acționează și în condiții de pandemie, fiindcă violența atunci devine mai vizibilă, în special când două persoane care au starea aceasta de agresivitate și conflict în familie, când stau 24 din 24 de ore, incidența violenței domestice crește. Deci trebuie să ne gândim care sunt instrumentele pe care le dezvoltăm ca persoanele care sunt afectate sau au fost victime a violenței domestice să aibă posibilitatea cum să anunțe autoritățile și cum să fie salvate din astfel de situații. Dar în momentul în care ajungem la nivel de politici să facem lucrurile cu jumătate de măsură, ajungem să nu ratificăm convenția. Atunci când încep să interpreteze anumite articole din convenție, politicienii își fac jocul lor politic. În momentul când Moldova a semnat această convenție, Moldova a recunoscut toate articolele ei și s-a angajat să-și dezvolte politicile publice în acest domeniu în conformitate cu prevederile acestei convenții. Dacă deputaților li se pare ceva, atunci ar trebui mai mult să studieze problema, să analizeze, să înțeleagă cât este de gravă problema violenței în Republica Moldova. Violenții împotriva copiilor, violenții împotriva femeilor, violenții împotriva persoanelor de diferite etnii, diferite tipuri de violență avem. Iar această convenție nu ar aduce altceva Republicii Moldova decât o concentrare de resurse și efort la nivel de executiv, național și local, în dezvoltarea mecanismelor de protejare a persoanelor care sunt victime a violenței domestice și de prevenire a cazurilor de violență. Deci, din punctul meu de vedere, această convenție este benefică pentru Republica Moldova, iar jocurile politice trebuie lăsate în afara ei și convenția trebuie să fie ratificată și nu doar ratificată, dar pusă în aplicare în Republica Moldova. Da, spunem că așa se va întâmpla, doamna Palihovici. Sperem. Din păcate, nu mai avem timp și pentru alte întrebări. Doamna Vădani, doamna Mardarovici, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. O seară liniștită să aveți!